Procesul de distribuire a ajutoarelor alimentare de la Uniunea Europeană a început anul trecut în doar 3 orașe, Pitești, Câmpul Mușcel și Curtea de Argeș. Acesta va continua în ianuarie prin distribuirea de alimente către celelalte localități urbane și către comune. Luni a ajuns în Argeș un transport cu alimente comunitare pentru 41 de localități din județ, obiectivul fiind acela ca până la finalul lunii ianuarie să fie date beneficiarilor toate produsele. Fiecare dintre aceștia va primi câte 2 cutii identice cu 13,8 kg de alimente, 4 litri de ulei, 4 kg de zahăr, 6 kg de făină, 6 kg de mălai, 2 pungi de paste făinoase, 8 cutii de conserve de porc, 6 cutii de conserve de vită și 10 cutii cu pateu de ficat. În județ au fost identificate 80.000 de persoane care pot primi alimente gratuit din partea Uniunii Europene, acestea fiind considerate persoane defavorizate. Începând cu data de 7 ianuarie, la Câmpul Lung a fost reluată distribuirea ajutoarelor alimentare. Beneficiarii se pot prezenta în fiecare zi de miercuri a săptămânii, în intervalul orar 13-14, pentru a-și ridica alimentele.